Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Haideți să recapitulăm ce am învățat în lecțiile anterioare. Care sunt geosferele sau învelișurile Terei? Începem cu litosfera, învelișul de rocă, stratul suport pentru toate celelalte învelișuri ale Pământului. Apoi, hidrosfera, învelișul de apă, pedosfera, învelișul de sol, biosfera, învelișul de viață, și atmosfera, învelișul de aer. Care sunt oceanele și continentele Terei? Oceanul Pacific, cel mai întins și cel mai adânc, Oceanul Atlantic, cel mai nou ocean, Oceanul Indian, cu apele cele mai calde, Oceanul Arctic, cel mai mic și cel mai rece. Continentele America de Nord, America de Sud, Europa, Asia, Africa, Australia și Antarctida. Din bazinul hidrografic, al cărei ape curgătoare face parte județul Călăraș. Județul Călăraș face parte din bazinul hidrografic al fluviului Dunăre. Pe malul stâng al cărei ape curgătoare se află localitățile Modelu și Tonea. Localitățile Modelu și Tonea se află pe malul stâng al brațului Borcea al Dunării. Cu ce înveliș al Terei asociați voi următoarele imagini și de ce? Eu aș spune așa, în cele trei imagini avem viețuitoare sau viață, așa că este vorba de învelișul de viață al Terei care poartă numele de biosferă. Astăzi vom discuta despre biosferă, caracteristici generale și importanță. La finalul acestei lecții veți fi capabil să definiți termenul biosferă, să enumerați cel puțin trei factori care condiționează biosfera, să enumerați principalele habitate ale Terei și să explicați importanța biosferei. Biosfera reprezintă învelișul de viață al Terei. Cuprinde totalitatea viețuitoarelor și mediul lor de viață, care este numit și habitat. Habitat am putea defini așa. Teritoriul care oferă ansamblul condițiilor necesare supraviețuirii, precum aerul, apa, temperatura, hrana și adăpostul. Factorii care condiționează biosfera sunt lumina, temperatura, precipitațiile, vântul, solul, relieful și omul, care în ultima perioadă a început să modifice tot mai mult celelalte straturi ale Terei, dar în principal biosfera. Haideți să vedem cum anume influențează sau condiționează unii dintre acești factori biosfera. Lumina este un factor esențial în procesul de fotosinteză al plantelor. Relieful influențează condițiile climatice și determină distribuția pe verticală, care se numește etajare, a vegetației, faunei și solurilor. Clima, prin temperatură, precipitații și vânt, condiționează ciclul de viață al plantelor, tipuri diferite de vegetație, dezvoltându-se în fiecare zonă climatică. Solul condiționează și el, alături de relief și factorii climatici, viața și distribuția plantelor în formațiuni vegetale. În aceeași măsură, proprietățile solului sunt influențate de biosferă. Etajarea reprezintă o adaptare la cantitatea de lumină primită. Etajarea pădurii este cea mai evidentă pe Terra. Habitatul, vegetația, constituie un habitat ideal pentru multe dintre speciile de animale, pentru marea majoritate.
Principalele habitate de pe Terra sunt terestru, vedem în prima imagine, acvatic, în imaginea cu numărul 2, subteran, imaginea cu numărul 3 și aeria, imaginea cu numărul 4. Importanța biosferei. Haideți să vedem de ce este importantă biosfera. În primul rând, pentru apariția și evoluția speciilor, de plante, animale și a omului. Dă particularitate și unicitate Terei, cel puțin în ceea ce privește sistemul solar. Asigură resursele de hrană ale omului și, totodată, acționează asupra celorlalte geosfere. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că ați vizionat acest clip. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe și share videoclipului și abonare canalului, pentru că în perioada următoare voi reveni și cu alte lecții de geografie. Această lecție se va regăsi și pe platforma educațională ASC la clasa a 5-a și va fi însoțită de un test cu 9 întrebări. Vă doresc o zi bună și multă sănătate!